Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou, la o nouă serie, la un nou, un prim episod dintr-o nouă serie. Mulțumesc mult de tot de notificare, telefonele, chiar vreau să știu că nu știu cine a postat, nu știu ce. La o nouă serie astăzi vreau să începem o serie asta, lăsați-o, porcărie. Am creat eu deja o lume și pur și simplu vă zic eu ce mi s-a întâmplat. Deci o să începem o serie survival și vom folosi resource pack-ul item bound. Cu siguranță trebuie să știți resource pack-ul item bound. Ei bine, dacă avem anvil-uri, ne putem face tot felul de lucruri și o să fie foarte, foarte tare. Chiar v-aș ruga din tot sufletul să apăsați butonul de like, să strângem noi cât mai multe like-uri la acest episod, pentru că este un prim episod și este foarte important după părerea mea. Știți voi cum zic eu. Dați-mi voi, dau pe V-Sync și pe shader băgăm și noi BSL, ăsta e foarte bun, BSL standard. E un shader destul de bun. Și chiar vreau să începem o serie nouă și super șmecheră de Minecraft care să dureze mult. Să facem toate chestiile noastre cu peretele abonanță, eu știu, nebunile alea care vă plac vouă și care îmi plac și mie de sigur. Deci, da, hai să vedem câtă susținere putem să începem noi la primul episod. Bun, eu am început deja lumea și ca să vedeți ce mi s-a întâmplat. Am început lumea și dintr-o dată, fiindcă era, deci ca să vedeți cât de cald este afară. Deci am început lumea, am zis că filmez, deci am început să filmez, știți? Și dintr-o dată mă trezesc, de ce era doar o vacă, vreau mai multe vaci. Mă trezesc că simt miros de ars în cameră. Ghiciți de unde era mirosul de ars la calculatorul meu? Cred că era din cauza că filmam și mânca super multe resurse. Plus că aveam și, cum îi zice, secal. Plus că era și foarte cald, deci erau fost 40 de grade, jur, n-aveai cum să respiri ieri, a fost o zi groaznică, pur și simplu e foarte cald, este, oricum plec și eu pe 12 acum la mare, mă duc în Grecia, o să fie super super șmecher, plus că o să fiu cu Vărmiu și o să fie extrem de caterincă și o să facem vloguri. Chiar vreau să fac vloguri zilnice de acolo. Acum nu știu dacă voi putea, adică din eu mi-am comandat și un laptop, mi-am cumpărat un laptop, acum o să-mi vine și un laptop pentru a edita videoclipurile pe care le voi face din Grecia. Deci v-aș sfătui să vă abonați și la canalul meu de vloguri, dacă n-ați făcut-o încă, l-aveți în descriere. Și am să postez de acolo zilnic. Și pe acesta poate voi posta câte un episod pe zi, adică de alea programate, cât timp lipsesc eu. Mă gândesc la chestia asta, să le filmez de dinainte, nu știu, ar merge, zic eu, ca să nu lăsăm canalul inactiv. Chiar dacă am avut acum o perioadă în care n-am postat, avans, este mult prea cald ca să respiri. Bun, hai să vedem. Hai să începem noi să spargem. Wow, să facem noi rost de niște lemne. Cred că e foarte bun locul ăsta unde sunt eu. Și zice pentru că văd că am foarte multe biomuri. Adică încolo este zăpadă, aici sunt eu, iar încolo este cu totul și cu totul alt biom. Și mi se pare destul de interesantă chestia asta. Cred că o să vedem noi cum facem. Nu știu acum. Nu știu cât de lung să fac episoadele, cred că o să le fac de vreo 15-20 de minute. Îmi spuneți voi în comentarii chestia asta dacă vreți să schimbăm ceva. Ok, văd că în pădure nu prea găsim animale, deci o să ne ocupăm în continuare de lemne. O să luăm lemne și o să facem o să trească să găsim o mine, e foarte important. Mai bine nu stau deja să mă stabilesc, că ar fi o idee cam proastă. N-aș vrea să mă stabilesc deja. Chiar n-aș vrea, pentru că n-ar fi rentabil să mă stabilesc. Am nevoie de resurse, de multe chestii. Iar eu dacă ar trebui să mă stabilesc, aș face o prostie. Pentru că trebuie să caut resursele, că n-o să creez eu mine și prostii de-astea. Pentru că vreau să dau direct de mine, pentru că e mult mai mișto dacă mina este deja. Du-te în grijanii și mori de vacă. M-am luat un pic mi se închid ochii, nu știu de ce. Toate că nu sunt obosit, adică ba da, am dormit destul de puțin aseară. Mă rog, hai să vedem. Martei deja să începem să prăjim carnea, pentru că începem să rămânem fără mâncare și fără mâncare e destul de groasă. Lung oricum e. That's what she said. That's what she said. Uite niște de astea. Și putem să luăm, super, putem să luăm coal ca să ne facem mâncarea. Așa, bun, hai că am găsit și unealta pentru prăjim în care e perfect. Este respect, înțelegeți? Este respect. Ok, luăm tot coal-ul, cred că, na, mielene după să mai stau să mai caut. Fapt, oricum o să merg în mine, dar vedem noi. Eu știu acum ce o să găsesc până minele astea. Dar mai am nevoie de niște piatră, ar trebui să mai au niște piatră pentru... În afară de unelte... În afară de unelte... Mai am nevoie de piatră pentru niște pentru că furnal și alea. Bun, dar îmi place foarte tare că a mine este cancer de cald. Îmi curge transpirația pe urechi și
Aici în joc eu mă duc la munte și este zăpadă. Da. Respect. Bine, să punem asta. Și să ne facem o... A, nu ne ajunge. Da, pantalon cred că facem. Da, am făcut pantaloni, gata. Gata, avem pantaloni, na. Ce mai ziceți acum de mine? Am pantaloni. Nu mai mi-e frig, nu mai stau în cucul gol. Și data să not. Ok. O să mai iau niște dăstea pentru că totuși dacă o să găsim o mină, acum mi-am amintit că vom avea nevoie și de torțe, deci mai bine luăm și mai mult, luăm mai mulți cărbuni. Cred că ar fi o idee mai bună să luăm mai mulți cărbuni. Mai ales că o să găsim mină, știți, și torțe, etc. Da. Bun, ai cam luat. Câte dăstea am? 12 cărbuni. Bun. Bam, bam. Ok, mâncăm steak. Una, două, respect. Hai să vedem acum ce facem. Bă, și am văzut foarte câțiva oameni că zic că mulți youtuberi îi copiază pe Colo cu vorba asta cu respect. Bă, e o vorbă în pui mea, adică totuși o vorbă folosită des, respect, știi? Poate când o zice așa, iurea, atunci da, îl copiez pe Colo, că și Colo o zice iurea. Am neapărat că îl copiez, pur și simplu intră reflex, asta e ideea. Adică când te uiți la un om mai mult așa, știi, și îți place ceea ce face și te uiți mai mult la el, îți intră reflex vorbele lui. Adică încep să mai iei din râsul lui, să mai iei din vorbe, e o chestie naturală, știți? Nu e o chestie că, bă, vreau să-l copiez pe ăsta, știi? Cum sunt copiii aia de-ți comentează că, bă, vezi că-l copiez pe nu știu cine. Adică e o chestie naturală, nu e ceva... Așa suntem noi ca oameni. Tindem să luăm comportamentul altor oameni cu care stăm, mai mult. E... Da, dar poate înțelege-l. Poate o să înțeleagă. Și ce ei? Cei care comentează mereu de chestia asta. Că numai mie mi se comentează, se comentează tuturor, adică nu. Da, și se face noapte. Și ghiciți ce cu shader se vede de noaptea zici că băgați ei piciorul. Mai să omor și ăștia. N-a la bucată. Și ce vreau să facem? Neapărat vreau. Mamă, m-a luat rău de tot așa. Că să cad pastea fix în timpul videoclipului. Vreau să facem rost neapărat de un anvil pentru a-mi face, pentru a vă arăta cum arată itemele noi. Sunt pur și simplu demențial, o să vedeți voi. Dar o să ne trească și fier pentru asta. Bun, cred că putem să spargem asta, că nu mai avem nevoie de el. Deci avem 22 de dăstea, 11 roporciop și avem niște steak. Deci este super ok pentru că avem steak-ul ăsta. Și acum eu zic că ar trebui să începem să căutăm mină. Aule, uite cum stă ăsta aici, zici că, what the fuck, ok. Vă vedeți cum stă părul ăsta aici, să eu am părul un pic ondulat, știți, adică spre creț așa. Și de-aia stă așa, adică eu n-am părul drept. Ca să stea tot pe spate sau, bă, ce drept e mai ok așa, nu știu, îmi place mai mult mie. Adică poți să-l aranjezi mai ușor, să-i faci o formă, știți. Când îl ai lins de vacă, trebuie să îți dai cu fixative, cu nebunii, eu trebuie să-mi dau asta, ăsta e norocul meu. Deci eu sunt fericit cum am părul. Chiar sunt fericit, am por ok, zic eu. Abar merge totuși să băgăm și un pic de muzicuță de asta, de Minecraft. De ce nu? Că e frumos. Și ar merge și niște subtitrări. Poate sunt oameni care nu, care se uită la mine, dar nu mă aud. Cine știe? Și pot citi acolo ce se întâmplă. Footsteps, bluc, zic și eu, nu știu. Ar fi interesant totuși. Bun, se pare că deja s-a făcut noapte și nu o să mai vedem absolut nimica. Eu deja nu mai văd nimica, băieți. Băieți, e groasă că nu mai văd nimica. Ia stați, bam, 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 ia fiți atenți, facem pe asta așa, a, respect, mamă, vedeți cum văd acum, pot să-mi pun și de asta pe cap, ia fiți atenți, bam, mamă, după ce că nu văd nimic, acolo asta chiar nu mai văd absolut deloc, ok, trebuie neapărat acum, bă, că suntem aici la, am venit la Mamaia la plajă, la Costinești, la Mamaia la plajă, la Costinești, cum a sunat asta, am ieșit la stațiune, vedeți și voi. Dar nu aici, nu stațiunea asta caut, eu caut o peșteră, bro. Caut o peșteră cu urși, urși polari. Mamă, uitați-vă și că e aurora boreală. Dar hai să admirăm un pic, deci uitați-vă. Cum mă urc și eu, uite așa, bun. Deci uitați-vă un pic de frumos este, deci este demențial cu shader. Deci Minecraft-ul cu shader zici că este GTA 5. Mai mișto chiar. Nu știu, mie îmi place foarte mult. Ok, eu vreau să facem și niște mape de parcurs, dacă n-am găsit niște mape de parcurs șmechere, deci deocamdată o să rămânem pe seria noastră și o să filmez și niște parcururi cum că am căutat. Bun, hai să vedem, să vedem Rino. Bă, am văzut acolo, bun, acolo este un lava pool, adică este o piscină de lavă. De lavă, este o piscină de lavă. Hai să mergem acolo, pentru că poate găsim și noi o peșteră, nu știu, sper încă la chestia asta. Poate pe aici pe lângă, nu știu ce e chestia asta, e un iepure, ok, m-a speriat de el.
Oh my goodness, ok, foarte multă lava, să am grijă să nu mă împingă nimica. Ar fi drăguț din partea mea și indicat să nu mă împingă nimica. Ok, hai să vedem. Oh my god, ce e aici? Foarte mult zombie lăi. Oh, am căzut, stai. Urcă, pleacă, pleacă, du-te de aici și nu mai scoate mie sunete de alea de împerechiere. Împerechează pe altcineva, nu pe mine. Încoace, aia este, what the fuck, e reflexia lunii în apă, asta este genial. Nu știam. De asta chiar. M-am întors de unde am venit? Da, aparent da. Apare m-am întors de unde am venit. Pana mea, hai încoace, nu știu. Adică dacă tot m-am întors de unde am venit, hai să o luăm în direcția asta, pentru că poate mă mai întorc de unde am venit și nu vreau. Mănâncă, bossule, mănâncă, mănâncă și fugi, fugi, fugi. Fugi că e asta aici și nu vrei. Pleacă, 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 pleacă. Okay. Nu mă, că nu vreau să mă bag cu tine, bă, dar greșit înțelegeți voi ăștia scheleții. Foarte greșit înțelegeți ceea ce se întâmplă, nu. M-a ratat. Acolo sus ce? Nimica. Nu prea se vede bine că e foarte întuneric, bro. Ok. Se pare că am ajuns. Ce a fost aici, mă? Crater? Vulcan? Nu știu că e un vulcan. Serios. Chiar seamănă foarte tare cu un vulcan. Iară cască. O, doamne. Sorry. Nici bună la gură nu pot să o pun că sunt pe mouse și tastatură, știți cum zic? Și nu pot să o las pe mouse și tastatură. Dar pentru bunele maniere, știți ce zic? Gamerii adevărați. Explozie. N-au omorât găinile, bă. Ok, că le omor eu. A, găina aia nu o să cadă și nu o să moară, că e găină în puii mei. Da, deci aparent stăm foarte prost cu cave-urile. Deci, cred că dacă vrem cave, trebuie să mergem într-o... Ah, băga-mea și piciorul. Eu zic că ar trebui totuși să dăm un time set day. Hai că ne chinim prea mult cu noaptea, sincer. Hai că ar merge, așa, pentru de dragul videoclipului, zic eu. Zic eu că de dragul videoclipului ar merge un time set day. Pentru că totuși suntem pe video și vreau să înțelegeți ceva din primul videoclip, adică să nu stăm doar în noaptea. Deci eu nu pot să fac nimic noaptea, se vede foarte prost. Și totuși noi trebuie să căutăm un cave și cred că de-abia găsim un cave normal, deci să căutăm un cave cu... Să căutăm un cave pe noapte, cred că este... Azi voi, este tortură. Dar stai mă, așa, pui mei, te-ai stricat braț de microfon handicapat. Ia, e legat? Da, dar nu... Bă, măcar atâta. Dacă stăm în cara așa e decent, e ok, nu mă plâng dacă stăm în cara atâta. Oulu, schelezi de aia mulți, aia sunt foarte răi, bă, și te omoară instant. Ia, asta nu-i cave, nu? Nu, e o mică gaură. Ok, pe aici am fost, da, pe aici am fost eu. A, gaura aia cred că era făcută fix de mine. They never had dedication. A, uite, ne-am ajuns la caii mei. Căluți! Sper că nu vă trece până cap vorba lui Colo cu așa la cai. Bun. Bă, văd o peșteră acolo și aud deja muzică de Minecraft. Sincer, e ok, dar dă-o mai încet că nu-i nevoie. Un pic, a, dă-o la 1%. 1% eu zic că e decent. Băi, nebun, chiar se aude un pic. Bine, tot nu cine știe ce, dar se aude. Poate auziți voi, nu știu. Eu sper să nu auziți, că e foarte nașpa. Dar e liniștitoare dacă, gen, stai pe un live sau ceva așa, mai merge. Pe un live merge. Bun, cred că... Nu, no, n-am găsit nimic. Ba, picioreta, cred că trebuie să bag un somn. Sau ceva, m-a luat somnul. Ok, deci apparently, vedeți și voi, nu este absolut nimic ca pe nicăieri, deci cred că o să încheiem episodul fără să găsim o mină. Aici am fost, doamne, fucking hell, m-am învârtit în cerc atât timp. Mănâncă, mă, steak-ul ăsta. Bun. Îmi transpiră, am transpirat după ureche, e groaznic, îți trebuie un aer condiționat, eu n-am ventilator și ventilatorul nu face față pe vremea asta, bro, bro, ceea ce -o. Ventilatorul te om, te om, e nimica, e fâs. E un vânt care bate în tine, nu-i bun deloc pe lângă un... Mie pe lângă nimica e ok, da. Un aer condiționat îmi trebuia mie. Bine, acum mai important e laptop pe care o să mă editez videoclipurile când plec și chestii de astea. Plus că cred că o să încep să editez doar pe laptop dacă tot o să mi-l cumpăr. Adică o să pot să stau comod oriunde, nu o să trească să stau doar la computer. Plus că eu stau foarte, foarte mult în fund. Deci pe laptop dacă vreau să pot să-mi iau, să mă așez, nu știu, la o masă mai înaltă sau ceva, să stau în picioare și să editez sau chestii din astea, pentru că m-am săturat să stau atâta în fund. Plus că nu-i sănătos pentru coloană, pentru nimica. Deci cum o să luăm laptopul? Poate, poate o să facem mai multe scheme pe el. Eu zic că o să fie blană. O să fie blăniță. Hai să vedem.
Hai că stau cu dirt-ul ăsta în mână așa. Vă place bucata mea de dirt? Sau pot să stau cu feathers? Uitați-vă, stau așa în mână. În mână cu pana. Ce baie mi-e asta? Ai, tot ăsta de gheață. E foarte ciudat baie mă că nu găsesc nimic, bro. Deci tot ce caut este un cape și nu găsesc absolut nimic. Deci este, na, plimbare foarte multă, ca de obicei cum este orice prim episod de Minecraft. Adică, mă înțelegeți, dar plimbare foarte mult. Deci plimbare peste plimbare. Hai ne plimbăm. Boș, hai să ne plimbăm. Eu zic să, ia. Am văzut ceva. Da, cred că doar mi s-a dat, e doar un pool, o chestie. E foarte prost spawnul meu. Deci m-a spawnat groaznic să-mi bat piciorul. Pur și simplu nu pot să găsesc nimic. Bun, cred că nu mai stăm foarte mult să mai chinim pentru că... Vezi voi că nu avem nicio șansă, e pur și simplu, e clar. Oh, mi se duce vocea, nu mi-am dat seama. Oh, am găsit... Nea. Bă, măcar e un început, adică pe lângă când nu găseam nimic, am măcar am găsit aici niște coal și chestii de astea, deci... Hai să luăm coal, de ce nu? Măcar atâta am găsit și noi. Pentru că o peșteră spredeți și voi că nu găsim. Cu toate că asta m-a încântat pe mine în momentul ăsta să găsesc o peșteră. Și totuși eu de obicei mă stabilez în locuri apropiate de o peșteră. Pentru că după poți pur și simplu să intri în peșteră, minezi, bla bla bla. Ieși afară, te duci acasă, ai casa aproape, știi? Adică cam așa îmi place mie. Nu știu, mi se pare o idee foarte genială și mereu o foloseam. Și cred că o să folosim și în seria asta, zic eu. Încolo, cred că nu, e alba aia, mi s-a părut. Da, deci este absolut groaznic. Țin asta în mână ca să pot să le dau așa peste cărcă. Cu sămiuță. Încă mi-e somn. Cred că o să mă culc după episodul ăsta. Fac it, o să trăiască să-l și încarc. Fac și thumbnail și restul, da. O să-i fac eu. Deci sunt fleașcă de transpirat. Și hurricane-uri, bun. Bun, hai să luăm astea, că sunt destul de importante. Bun. Ok, bun, super, super, super. Super, super. Deci avem și hurricane-uri. Măcar atâta să avem și noi ca de început așa. Hop, hop. Respect. Și mine, încă nu avem mine, deci mine nu găsim, nu cred că găsim. Nu cred că avem șanse să l-a găsit mine. Cel puțin episodul ăsta, pentru că deja duci filmul de 17 minute și nu v-am zis că nu vreau să fac episoadele mult prea lungi. Deci, cred că vom încheia episodul acesta aici, vom căuta în episodul următor o mină sau poate voi căuta eu o mină off camera pentru că este super plictisitor și poate nu voi găsi nici în episodul următor. Adică asta e riscul la care ne expunem. Dacă vreau să film, dacă vreau să filmez și când caut mina. E riscul să nu găsești nici măcar în clip. Da. Eu am fost Alex, fraților, vă mulțumesc mult de toată atenția acordată, iar noi ne vom vedea în clipul următor. Pa, pa!